batem cu Valentin Țicu. Țicu la șut, zid, gol! Gol! Valentin Țicu din lovitură liberă. Este respinsă de zid în poarta. Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la al treilea episod pe acest canal din cariera lui Petrolu. Astăzi vom juca următoarele două sau trei meciuri și vom semna un jucător nou. Următorul meci se pare că avem la noi acasă pe Ilioana versus CFR. O să fie un meci tare greu, având în vedere că avem roșu pe doua. Și eu zic să îi dăm bătaie la transferuri și la următoarele meciuri. Începem cu scout-ul. L-avem pe Eric Garcia, Luis Munteanu, care să știți că s-ar putea să evolueze destul de bine. Sau Mazilu. Căutăm un right back de maxim 20 de ani. Am nevoie de jucători așa de bătrân. Dar de fapt, ba da, avem, că nu mai avem destui bani. Un right back cap de 26-27 de ani. Un liber de contract ar fi perfect. Dacă aș găsi. Mai butean. Agents. Din păcate nu avem liber de contract. Right backs. Right back. Agent. Ba da, avem 17 ani. 87. Îl luăm pe acesta din Qatar. Sau nu știu ce țară, dar e pe Qatar. Probabil că este Qatar. Aici, la din părbă. O să acceptăm cât mai multe pentru a nu pierde transferul. E vorba de un an, noi vrem ca pe 2 ani. E ok de el. Noi punem clauză. Salariul o să-i punem 4.000-6.250 de euro. Însă, cu un bonus de 1.000 de euro. Ok, zic că este ok. Deci, avem prezentarea jucătorului. I'm
pe market costa 600 de mii de euro. Noi l-am luat pe gratis. Acum jucătorul din Qatar este la noi, la echipă. Îl avem? Da, îl avem și îl putem începe în primul 11, avându-l pe doua, cu roșu. Am primit, să știți că am primit o ofertă de 1.700.000 de euro pentru Marian Cuja. E, cred că îl voi vinde, deoarece nu cred că o să-l jucăm așa de mult. Și plus că avem nevoie de bani și am primit și pentru Bart Myers la această echipă, nu știu din ce țară este. O să refuzăm oferta și o să încercăm să-l vindem pe Huja pentru mai mulți bani decât cel acești oameni. €200.000 plus. Iar 2 milioane de euro. Ei au acceptat prețul de 2 milioane. Nu cred că a fost un transfer chiar așa de bun. Cât costa pe market? 1.500.000. Eu zic că 2 milioane. Am luat cu 50.000 de euro în plus. Eu zic că este un preț decent. Avem urmează să avem încă 2 milioane. Eu zic, haideți să vedem. Am primit ofertă pe Țicu, capitanul Petrolei. Am primit ofertă de 2.800.000 de euro pentru el de la Başakşehir. Nu știu cum se citește, dar o să refuzăm această ofertă, deoarece Tico este un jucător cheie al echipei noastre și nu dorim să-l dăm. Aici este plecarea lui Cuja la echipa. Milioane de euro, eu zic că este un B sau un C. Da, un B. Vreau să scoatem încă 500.000 de euro, dar eu cred că echipa ar fi refuzat. Strategie echipei. O să punem atac în bandă. Și haideți să trecem la meci. Un meci foarte greu dacă stați să o luăm așa. Este cu CFR Cluj. Dar singurul avantaj este că este la noi acasă, pe Ilie Oană. Aici e jucătorul la antrenament. Și începe partida. Petrolul versus CFR. I'm Derek Ray in the commentary position and alongside me is the former Arsenal and West Ham midfield player Stuart Robson. And we've got potentially exciting league action coming up on the menu for you. It's Petrolul Ploiești and they face CFR Cluj. Well, Derek, the hosts didn't get off to a great start in their opening fixture, but it was always going to be difficult for them. Today, though, they have to play with more confidence. They need to express themselves more. Can he finish? Really fine goalkeeping, good diving shot. And taken short.
Încearcă un șut și incredibil. Uită craci portarului Lima. Din păcate, gol din greșeala lui Zima. Aici Florin Părvă supărat. So the ball rolling again with the scoreline standing at 1-0. Aici Roman încearcă. Pe fete, pasează lui Hanka. Hanka este ținut de 3 jucători. Christian Mania. Eu am aneia de posedare din spate, pasă către Musi. Musi Penta încearcă pasa, dar este de posedat. Pap, ce greșeală Pap în apărare acolo. Din de Zima. Pasă către Roman, cred că era. Nu este Hanka. Pasă către Mohamed în bandă, urcă și este de posedat. Acolo, ce greșeală era să efectueze portarul CFR-ului. Ciprian Deac. Deac este deposedat de Mohamed. Musi încearcă acolo o pentă și iese Mohamed. Pase către Roma, Roma intră în careu cu mingea, dar este deposedat. Jair. Încearcă acolo la cap, ajunge la Mohamed, dar nu reușește. Pap. Amora pas în careu către Janega și apără Zima. Corner aici pentru CFR. Executat la cap, apără Zima. Pentru Jair. Jair pe sus către Roman. Ce aproape era să facă prelarea Mihai Roman. Nu e Roman. Ce? De posedat. Pase către Musi. Acolo o pentă. Mohamed. Acolo încearcă o deposedare CFR-ul, dar nu le iese. Ce pasă către Musi. Musi o întoarce către Mohamed. Deposedat. Mohamed. Șut, apără Zima. Zima este pe fază. Can he deliver it with accuracy? Pap la cap. Nu reușește către nimeni. Acolo apărătorii petrolului sunt pe fază. Minge ajunge la Mihai Roman. Mihai Roman cu o pentă, pasă în atac către Grozav. Grozav! Incredibil, Grozav! Urcă Grozav! Grozav! Deposedat! O poziție foarte periculoasă. Jair pasează către Roma. Roma nu reușește preluarea. Jair la cap. Peste Grozav. Acolo o pasă în bandă, foarte bună efectuată de CFR. O centrare, dar nu ajunge la nimeni mingea. Mihai Roman. Pase cam proastă. Apără Zima din nou. Revedem aici șutul. Ba nu, revedem dacă a fost gol sau nu, dar se pare că nu a fost gol. A fost foarte puțin pe linie.
Mohamed acolo pe fază. Din nou șut pe colțul scurt. PPR 2-0. Din greșelile lui Zima. Mihai Roman încearcă acolo un atac. Christian Mania. He has time to play it over. Just cutting off the supply. Grozav, urcă în bandă, excelent. La cei de la CFR lasă spațiu. Încearcă o deposedare, dar prea le iese. Țicu acolo driblează. Acolo Țicu Grozav încearcă un dribling, dar nu iese. Poate câte Jair. La minge ajunge Mihai din nou la Țicu Grozav. Țicu Grozav, frumos, excelent, ca o pasă la Mihai Roman. Dar din păcate este offside. Haideți să vedem offside-ul. Da, este offside, este. Este cu urechea în offside, aparent. Un pic din umăr. Christian Mania. Se pare că acesta va fi ultimul atac al celor de la CFR cu un minut de prelungire. CFR șut către Zima, apără Zima. Aceasta este ultima fază a primei reprize. Corner executat scurt de CFR. Ajeti. Ninja ajunge în careu, șut și apără Zima. Aceasta a fost ultima fază din prima repriză. Din păcate se termină cu 2-0 de fapt. De două asisturi din nou. Avem aici schimbări, trebuie să putem niște schimbări neapărat între Jefferson. Roman este schimbat de Al Neber. Mario Bracu intră în locul lui Panca. Și începe a doua repriză. Well, as they get the ball rolling again. Interesting to see how the second half pans out. Amora cred că este acela cu o dublă. Aici Diomande faultează. Dar lasă avantaj. Manea urcă în bandă. Diomande încearcă o deposedare și apără Zima. Incredibil. Poziție periculoasă. Ai Jair. Vedeți în tehnice. Jair. Aici cu o fentă pentru Țicu Grozav. Pasă către Al Nemer. Al Nemer încearcă o pasă înapoi în bandă. Nu este sigur pe el. Mane, pasează în mijloc. Rijanga. Juricic. Deposedat. Dejak. Camora. It's with Dejak. Wonderful chance. O pasă în careu acolo în fața porții, dar controlul CFR-ului ratează față în față cu portarul. Incredibil. Grozav, grozav, incredibil! Țicu Grozav încearcă o pasă în fața porții, dar dă prea tare. Manea pasează în atac. Pap este acolo pe fază. Jair pasează către Țicu Grozav.
știi, cu grozav acolo. Către Al Nemer. Urcă, Al Nemer șutează. Primul șut al Petrolului. Camora. Mandé acolo pe fază. Ajunge în mijloc mingea. După aia ajunge la Mario Bratu. Care este deposedat. Advantage played. Shot la poarta lui Dima. So a personnel change then. And a short corner, let's see. Acolo shot reflectat. Încurcându-l pe Dima. Putem reluarea. Avem niște probleme tehnice aici. Parea cam offside. Uitați, da, e offside acesta. Ne-a acordat. Instant replay. Nu era în offside. Nu era în offside când a atins mingea. Al Nemer încearcă acolo o schemă. Eu m-am de pe fază. Al Nemer. Ajunge mingea la Gicu grozav. Acolo cu un put fals. Mingea ajunge din nou la Țicu, care trece pe lângă jucător. 2-3. Pasă către Al Nemer, șutează Al Nemer. Mario Bratu, gol! Un șut acolo puternic, dar de ce perea apără Dima. Acolo și-a învățat Petrolul lecția. Mario Bratu cu o viteză incredibilă. Trece pe lângă fundașul CFR-ului. Mario Bratu cu o viteză excepțională. Dar din păcate avem iarăși defecțiuni tehnice. Mario Bratu întoarce mingea, o pasă către Al Nemer, care încearcă la grozav. Jairul, șut puternic! Mingea ajunge din nou la grozav, care pasează în careu către Jefferson, un șut. Din nou ajunge la Petrolul, dar Jair încearcă să intre în careu cu ea și este deposedat. Diomande acolo! O intervenție periculoasă, dar corner. Jair acolo. Grozav la cap, dar
Nu ajunge nicăieri. Ba, este acolo pe fază. Minge ajunge la Garuti care... Ajunge la Jefferson. Mario Bratu încearcă să urce în banda, dar nu iese. Eu m-am de acolo fază. Mario Bratu. Mario Bratu încearcă să treacă, dar nu este! Tot la partea lui Zima în minutul 89. Diomande, o centrare către Mohamed. Mohamed acolo cu o fentă. Din nou! O pasă încercată către Mario Bratul printre cei doi fundași ai CFR-ului, dar nu iese. Un șut! Ultimul șut al meciului. Din păcate, pierdem contra CFR-ului cu 3-1. After two losses though, they'll need something from their next game. Dăm aici un interviu cu Some questions regarding the match. Cât de mult ne este dor de Doha, destul de mult din parte din primul 11 al Petrolului până acum și Palat Roșu. Thank you for your time. Următorul meci avem în deplasare cu Voluntari. Suntem pe locul 15 în clasament cu 0 puncte. FCSB a avut un meci jucat și pierdut. Impresionant. La Academia de Juniori avem aceiași jucători. Din nou. Mesaje aici. Real Valladolid sunt interesanți în Gicu Grozav pentru 1 milion de euro. El costă 950.000 de euro. Dar nu o să-l dăm pentru Gicu Grozav pentru că este un jucător cheie, ca la fel și Ticu. O să mai semnăm un atacant nou sau o bandă, de fapt, da, un atacant nou și o să schimbăm formația. Orice. Avem o nevoie de cineva aici. Destul de tânăr și cu multă viteză. Acest băiat din Bulgaria. Ce e Bulgaria? Bulgaria. Pace destul de ok. Asta avem nevoie aici la club. Avem nevoie de pace mult. Vor important. Da, avem nevoie de important pentru că o să-l jucăm. E vor 4 ani. Ok, 4 ani. Release clauză nu o să-i punem. Nu o să-i punem clauză. Să stabilim salariul. Momentan încă este mic, așa că o să-i punem 2.250 de euro salariu și un bonus ca semnat cu noi ar fi bonus de 1000 de euro.
doresc 2700 de euro. Un bonus de 26.000 de euro. E bonus pentru aparență? Nu. Este foarte mult. Și bonusul îl scădem la 16.000. 3.000 de euro și bonus 26.000. O să acceptăm. Aici prezentarea jucătorului și testele medicale. Deci de mână cu Florin Părvă. Numărul nou al petrolului. Kevin Sobot. El pe market costa 1.600.000 de euro. Eu zic că este un transfer excelent. Am luat pe gratis. Eu zic că ne vom descurca foarte bine cu noul nostru jucător. Aici, la strategie, o să schimb un pic strategia pentru că nu prea merge așa și o să jucăm tiki-taka, Barcelona. Management aici, la mijloc. Să semnăm pe greu. Îl putem semna pe acesta care are 5 stele la mijloc, așa că o să-l semnăm aici la mijloc. E în defensivă. O să-l semnăm pe Denis Petrescu. O să mai angajăm pe cineva în atac, deoarece atacanții noștri nu sunt chiar așa de buni. O să-l semnăm pe Eric Lăcătuș. Și o să mai semnăm încă pe mai... De fapt, nu mai putem. O să-l semnăm la portari. Dar nu mai putem pentru că avem deja 5. Aici, training plan, îl lăsăm așa. Obiective, să terminăm cam mijlocul tabelei. Eu zic că putem. Următorul meci cu voluntari. Aici un mesaj nou. Primim un mesaj de la Lucian Dumitriu. El dorește să fie titular locul lui Jair. Probabil că îl vom pune, având în vedere că o să schimbăm formația. O să jucăm 4-2-4. Un simband aici în dreapta. Jucătorul nou în bandă stânga. Atacanți vor fi Roman cu Grozav. La mijloc vor fi Diomande cu Dumitriu, dar ce zic că vrea să fie titular. Linia de apărare rămâne la fel și Zima în poartă. Eu zic că este o echipă. Eu zic că este o formație nouă. Sper să joace la fel de ok ca până acum. Încercăm. Testăm, vedem, schimbăm. Meciul cu voluntari. Aici,
Bolivar de la Bolivar. Hello, it's great to be with you, and no problems at all on the weather front as we get ready for this match. I'm Derek Ray, and delighted to have Stuart Robson sharing commentary duties with me. Roman, and we've got what we hope will be exciting league action coming up for you. It's Voluntari, and they take on Roman. Well, Derek, Grozavi pasează lui Zahir, gol! Zahir deschide scorul în minutul 3. Srepulia. Radu. Oh, good run this. Now what can he do with it? And that's a corner. Keen to take it short here. And crossed in there. Robot, prea ninja, robot. Țic acolo, cât de posibil. Op, op. Centrare către Mihai Roman, dar Mihai Roman poate să paseze cu capul. Mihai Raduț. O centrare a celor de la Voluntari și Voluntarii galează. Well, it looked highly promising, but they got nothing out of it. Paz. It is a decent looking attack here. Oh, it comes to nothing in the end. Really should have made more of that. În afara terenului. Papa acolo cu o pentă. Centrare către Kevin Sobot, care încearcă o pasă, dar nu iese. Srepulia. Mihai Raduț. An attack full of promise. Oh, in with a chance. Oh yes, exactly what they were hoping to produce. They've delivered the goal. Well, a joy to watch. Roman acolo, Roman este faultat. Avem lovitură liberă pe care o execută Jair. Batem cu exteriorul. Jair cu lovitură liberă destul de slabă. Kevin Sobot, e dă lui Roman, ajunge la grozav, offside, Sobot acolo. Acolo Garut este pe fază și respinge centrarea. Well, that's how to keep the opposition at bay. And options in the center. And not hitting it with the accuracy he was hoping for. Well, he took a chance there and he probably regrets it now. That was the wrong decision. Du-te, pasă către Mohamed. Du-te, tată. Du-te, tată. And that's great work to make sure it didn't go over the line. Pasă ajunge la grozav, ajunge din nou la grozav, autopas într-un fel, ajunge la Roman, șutează, este corner. În
Grozava, excelent, către Garuti. Nu e pe fază. They get the ball once more. Hai, Garuti. They need to get tighter. Centrare! Parent este gol, 3-1 pentru Voluntari. Rață! Fault acolo, părea un fault. Arbitrul spune că este la minge. Pasă către Sobot. Sobot pasă către Grozav. Gol, dar este offside. Pasă către Roman din greșeala lui celor de la FC Voluntari, dar Roman o pierde. Paul, centrare. And he did well to cut it out. Celor de la Voluntari. This is looking threatening. Looking for the right angle. Well, unfortunately, he couldn't keep the shot down. Pasă către Țicu, pierde Pap, este pe fază. Țicu o centrare către Mihai Roman. Mihai Roman o trimite către Xobort, ajunge la Jair. Va ajunge la Mihai Roman. Mihai Roman cu o pasă către Musi pe sus. Musi intră în care, șutează! Pe lângă poartă, ce ocazia lui Musi! Incredibil, vedem și reluarea foarte puțin pe lângă poartă, deci foarte puțin. Ceano, degajare, Dumitriu. Spinge. Musi către Roman, Grozav. Ajunge la Mohamad o întoarce. Ajunge la Grozav din nou, Grozav, șut, gol! În prelungirile primei reprize, Grozav reduce din nou golurile date de celor de la Voluntari de avantajul lor. Offside acolo este foarte mic, este la limită, a fost la limită. Grozav acolo cu un șut foarte bun reduce din diferența celor de la Voluntari și este 3-2 la pauză. We're up the halfway stage in this match. Începe repriza a doua. Well, as they get the ball rolling again, interesting to see how the second half pans out. Garut este pe fază, se încearcă o pasă către Gicu Grozav, pardon, dar este cam lungă distanță. Musi acolo cu o deposedare excelentă, urcă în bandă, este lăsat spațiu foarte mult. Musi în careu, intră în careu, până în portar este deposedat. Acolo ajunge mingea la... cine asta? Roman, cred că este. Da, gol în minutul 50. Acolo ajunge mingea la Gicu Grozav, dar este offside aparent. Acolo, jucătorii Petrolului sunt pe fază, Dumitriu. Cu o pasă către Gicu Grozav, nu știu unde încearcă să... Timită. Well, there's been so much talk about a potential transfer, but it's potential no more, it's fact. Well, he's a great talent. Hopefully this move will see him play at his best week in, week out. It's a really good move for everybody.
Garuti acolo este pe fază, o pasează către Grozav, cu o fentă, Grozav! Este deposedat. Incredibil ce viteză au ucide la voluntar, concentrare în careu! Tot la poarta lui Zima. Grozav, cred că este acesta, s-a accidentat foarte rău. Da, din păcate, Grozav este accidentat și va trebui să-l înlocuim cu Al Nemer sau Petrov, deci... Da, haideți să-l înlocuim cu Petrov și după aia să încercăm cu Al Nemer. Musi acolo cu o fentră, ajunge la Petrovic, Mihai Roman, pasează către Musi, înapoi la Roman, la Petrovic, înapoi la Musi, din păcate este offside, era o pasă excelentă aceea dacă e leșa, rolul este pe fază, ajunge la Petrovic, deposedat, ai Roman acolo, încearcă un pressing ceva. So a half an hour remaining. Acolo este depășit Țicu. Centrare în care Garut este pe fază. Acolo Dumitriu cu o deposedare excelentă și urcă. Dumitriu cu o pasă pe sus pentru Petrovic. Petrovic întoarce mingea înapoi, dar este deposedat. Paul Pap. Mingea ajunge la Dumitriu, ajunge la Petrovic cu o schemă și este faul destul de urât la Petrovic, este galben pentru Ionuț Andres. Avem acolo, cred că, lovitură liberă. Da, avem o lovitură liberă de o poziție destul de periculoasă. Îi batem cu Valentin Țicu. Țicu la șut, zid, gol! Gol! Valentin Țicu din lovitură liberă este respinsă de zid în poarta Octavian, în poarta lui Vâlceanu. Haideți să vedem și reluarea. Un șut acolo destul de bun, dar este reflectat din zid în poarta lui Vâlceanu și este 4-3 pentru Petrolul. Sigur Jonsson. Olo Mohamad este pe fază și urcă în bandă. Urcă în bandă, excelent, cu o viteză foarte mare, dar... Oh, băieți, știri de ultimă oră. Nu știu dacă are chiar așa de multă legătură cu episodul, dar m-a întrebat aseară pe Roman dacă îl fac la un FIFA. El mi-a răspuns acum. O să vă las aici o poză. Raduz. Showing a real will to win the ball. Dar pleacă pe contraatac, dar Mohamad este acolo. Petrovic. Pase către Mihai Roman. Ajunge la Musi. Musi acolo. Încearcă o fentă, dar nu iese. Possession lost there. This is looking threatening. And credit is due for that good piece of defending. Obot. Could be a chance to break here. Obot.
Ajunge mingea la Mihai Roman. Mihai Roman intră în careu acolo. Faultează, cred că. Ba nu, este la minge. Vâlceanu acolo cu o centrare cam sus pentru cei de la voluntari. Și este out pentru voluntari. Radu Bobok. Olo, lovitură de cap pentru Jima. Hamad cearcă o pasă, dar nu iese Musi. Asează către Petrovici, acolo cu o fentă. Ajunge la mingea la Mihai Roman. Mihai Roman, Mihai Roman urcă. Este deposedat într-o poziție destul de periculoasă acolo. Mihai Roman, era offside dacă ajungea mingea la el. That's a good looking ball. Plenty of support here. Țicu acolo, ajunge la Musi, cred că, din păcate, rață, șutează și apără Zima. Foarte periculos, foarte periculos acest șut, corner pentru voluntari. Vine și Vâlceanu, Garuti respinge cu capul, minge ajunge la Kevin Sobot. Kevin Sobot trece pe lângă fundaș, frumos. Execută un șut, gol! Credeam că este gol, dar de fapt este pe lângă poartă. Era atât de aproape Kevin Sobot de a da gol. Dar Petrolul câștigă 4-3, un scor foarte strâns cu cei de la FC Voluntari. Așa că Florin Pârvu va merge să dea un interviu. Have you got time for a few questions? Grozav va fi apară din prima echipă pentru 7 luni de zile. Va lipsi 7 luni din primul 11, din păcate. Din lot chiar. Până se recuperează. Morala echipei este foarte bună. Thank you. That's all the questions we've got for you. Următorul meci îl avem cu Sepsi la noi acasă. Poate va trebui să-l înlocui pe Grozav cu Petrovici. Doua vine, revine în primul 11. Și Mohamed pare să fie mai bun ca Doua. Așa că va trebui să-l vindem, să-l ținem sau să-l vindem pe Radu. Pentru că este mai tânăr și și
Sergio Hanca. Sergio Hanca revine la în rezerve în locul lui Doha. Hanca este pregătit de meci, îl vom înlocui cu Musi. Musi să stea pe bancă unde. O să le înlocuim pe Dumitriu cu Jefferson pentru meciul următor cu Sepsi. Va trebui să ne întărim foarte mult defensiva și atacul, la fel de mult. Așa că îl voi pune pe Mario Brato, atacant. Sau cam nu merge. Vă ținem momentan pe Mihai Roman, deoarece este un atacant foarte bun. Așa că haideți să efectuăm niște transferuri. Să... putem să mai facem un pic din bani. Justiniano este loan. Doha. Să-l punem pe Denis Radu la transferuri. Îl vom mai vinde pe... pe Musi va trebui să îl cumpărăm definitiv. Nu vrem ca el să plece un jucător cheie al petrolului. Zoran Petrovic este ok. Gavrilaș... eu zic că ar trebui să plece. Avem nevoie doar de un portar de rezervă, nu avem nevoie de mai mulți. Și Seto la fel o să se retragă la sfârșitul sezonului. În academie avem aceiași jucători. Haideți să jucăm și următorul meci cu Sepsi. Și este de acord cu punerea lui pe listă. Frankfurt vor pe Mihai Constantinescu pentru 530.000 de euro. Eu zic să negociem, pentru că el este tânăr și putem să fim de acord la un preț mai măricel decât cel pe care ni-l oferă aceștia. Convine transferul, dar cu 30.000 de euro în plus, nu, o să cerem 650 de, nu, o să cerem 750. Ei zic că este ok, 750, eu zic că putem să scoatem mai mult, dar nu voiam ca ei să ne refuze oferta. Haideți să vedem. Sepsi joacă foarte mult în bandă din de se pare aici. Deci va trebui să avem grijă la bandă. To be able to report.
I'm Derek Ray in the commentary position, and alongside me is the former Arsenal and West Ham midfield player Stuart Robson. And we're very much looking forward to bringing you league action today. It's Petrolul Ploiești, and they take on Sepsi OSK. Prinde mingea la Petrovici din nou la Roma. O pasă către Hanca, dar nu este destul de rapid. Hopefully we get a really good game here. Well, here is the lineup for the hosts today. Well, the wingers will be key in this 4-2-4 formation. Yes, their job is to run with the ball and get as many crosses into the box as possible. Can he finish? Mingea la Sepsi și primul șut. Quite simply not accurate enough. Lângă poartă, peste poartă, foarte mult, foarte, foarte mult. Colo Mohamed Sharko. Pentru Jefferson ajunge la Hanca mingea. Advantage played. Well, it's the hope of any player to make a bright start with their new club, and today is no exception. Well, I'm expecting him first and foremost to be a good defender by being hard to beat in 1v1 situations, covering his centre backs when required, and defending balls into the box. That for me has to be his priority today. Posedează, ajunge mingea la Jair, ajunge mingea la Mihai Roman. Mihai Roman acolo, nu cred că mai poate să țină de minge. Ajunge la Hanca, ajunge la Mohamed. Mohamed acolo încearcă un dribbling prin care o minge, ajunge la Roman, gol! Mihai Roman deschide scorul 1-0 cu Sepsi Sfântul Gheorghe. Revedem aici și golul. Done superbly well to pick out a teammate here, and he makes the finish look so easy. What a good goal that is. Cu stângul pe colțul scurt al portarului. So the ball rolling again with the scoreline standing at 1-0. Room to roam on the wing. Garuti acolo. A, reușește să-l ajungă, Mohamed apare din senin cu o respingere de centrare la corner. La Sepsi intră în careu și șutează pe lângă poartă, este deviat de jucătorul Petrolului. Execută corner cu capul, Zima respinge acolo. Minge ajunge la Mihai Roman. Chiar cu o pasă, dar este interceptată. Anca acolo cu o deposedare excelentă. Se urcă în bandă. Urcă în bandă, urcă destul de mult. Cu o fentă care nu prea a ieșit. Acolo concentrare pentru Mihai Roman, mingea ajunge înapoi. Acolo Mohamed este pe fază. Petrovici. Acolo încearcă să urce, dar nu poate. Apără Zima din poziție foarte periculoasă. Inge ajunge la Sicu, ajunge la Kevin Sobot. Kevin Sobot acolo cu o fentă. Scoasă de pe linie, ținută în joc de Sepsi Sfântul Gheorghe. Iarăși pe linie. Needs an accurate cross. Oh, that's a really good run. Moving the ball nicely. Trying to carve out the equalizer. Shoot acolo, bară! Well, it was certainly a chance to get back into the game. And you have to say they're a bit unfortunate. But they do need to finish off one of these chances. Uts, jos apară Zima.
Jefferson, nu știu ce încearcă acolo, dar este de posedat și petrolul este pe fază, dar este Paul pentru cei de la Sepsi. Ura este executată, Zima apără, iese pe minge și respinge în capul celor de la Sepsi. Poate un nou de poartă. Inge ajunge la Kevin Sobo, dar este deposedat acolo. Well, there it is. The visitors have completely dominated the game in the last 15 minutes, and up to a point they've looked threatening, but they need to be more clinical if they are to get this equalizer. Yes, really going so well for them, and who knows, they might be able to craft another opportunity. Acolo pe fază. Shoot puternic al celor de la Sepsi. They're calm now, but that initial save was absolutely magnificent. Petrovic acolo cu o fentă, pasă în bandă, în bandă către Jefferson. Jefferson acolo urcă și se deposedat de Nina. Este corner pentru Petrolul. Kevin Sobot, poate corner foarte bine pentru Paul Papp. Lovitura de cap peste poartă. Foarte puțin mai avea. Minge ajunge din nou la Mihai Roman. Pasă în fața porții către Petrovic. Gol! Zoran Petrovic. Face scorul 2-0. Urcă din avantaj pentru Petrolul. Vedem aici jucătoarea Roman cu intrarea în careu. Excelentă pasă lui Mihai Roman. So back underway with the lead standing at 2-0. And 1 minute of stoppage time. Dă un minut de prelungiri. Acesta cred că este ultimul atac al Petrolului. De fapt, asta a fost prima repriză, s-a terminat 2-0 pentru Petrolul. Well, truth be told, he's only had a very limited influence on this game, Stuart. Well, Derek, he has to impose himself on this game. He's been far too quiet so far. If they are to get back into this, he needs to make something happen and start getting some shots away. Mihai Roman și Zoran Petrovic, marcatorii acestui meci. Și începe repriza a doua. Minge ajunge la Kevin Sobot. Mihai Roman către Jefferson. Jefferson lui Hanka în bandă acolo. Anca nu are unde să paseze și pasează înapoi la Muhammad. Centrare acolo cu capul, apără Zima! Excelent! Corner pentru Sepsi. Paul Papa acolo cu o deposedare și o alunecare acolo. Să fie sigur că nu mai e mingea la, e de la Sepsi. Paul Papa din nou este pe fază. Kevin Sobot. Alunecare. Și aici mingea ajunge la Roman. Ajunge la Sobot. Sobot cu o viteză, intră în careu, dar este deposedat umăr la umăr. Kevin Sobot deposedează și el la rândul lui. Și minge ajunge la Petrovic, care pasează, dar este o pasă foarte slabă. Nice looking move this.
Șut pentru Sepsi și este gol în debutul lui Al Harbi, cred că. Hanka. Anca acolo în bandă, nu știe. Sepsi reduc din diferență. Minge ajunge la Mihai Roma, șut, apără. Anca va fi locuit de Mihai Bratu. Corner aici executat de Kevin Sobot. Bun, Jefferson la cap! Well, nothing comes of it. Well, that took confidence, but stout defending when it mattered. And the referee Fault. Felt he had to blow the whistle. Paul, pap, haide pap. Acolo este pe fază și respinge în corner. Dumitriu va intra în locul lui Jefferson. Acolo alunecare. Paul, pap, ce face Paul, pap? Și Ștefănescu marchează din greșeala lui Paul Pap. Sepsi egalează. Mario Bratu plânge mingea la Mihai Roman, dar o pierde. Branislav Niniai. Balasha. Well, it was a foul, but good use of advantage by the referee. This might be the perfect counter-attacking opportunity. Contra-atac al celor de la Sepsi, Sfântul Gheorghe. Plânge în bandă. Șutează, nu știm dacă este gol sigur. Da, este gol. Dumitriu o pasă destul de tare către Jair și nu poate să... Paul Pap aici pentru Mario Bratu. Mario Bratu urcă calm în bandă. Din păcate nu reușește să... Apără Zima acolo și mai pregătim o schimbare. Este zona Petrovic, intră Musi. Intră Diomande în locul lui Jair. De fapt nu merge această schimbare. Intră în locul lui Garuti Diomande. Și cam astea sunt schimbările în acest match. Astea sunt schimbările. Nu o să mai efectuăm alte schimbări. Astea au fost ultimele. Papul incredibil. Sepsi 4-2. Doar ce pe petrolul. Mukeb Al-Harbi. Well, good run and good ball control. He has time to play it over. Acolo Mohamed s-a supărat și respinge. Now they fancy a short one. Corner once more.
Can he deliver it with accuracy? Well, just the kind of save every goalkeeper would expect to make. Well, not giving him any breathing room. A long way from the perfect pass. And slipped through beautifully. Can he finish? Ah, Părăzima, acolo. Well, he's just pulled off a great save there. Hai, Roman. Reaction from the goalkeeper, that was. Hai, Roman. We've entered the o final pasă pe sus către Mohamed. Mohamed, o pasă pentru Musi. Shoot, Musi! Apără moldovan. Well, you expect him to score from there, but he just got it all wrong, didn't he? Mario Bratu, o pasă către Musi. Musi, shoot, din nou, gol! Mai există o speranță la o egal. Musi marchează în minutul 88. Balasha. Mai există o singură speranță. Mai avem o speranță pentru acest meci. Este minutul 89. Hai, Petrolu. Paul Papa acolo este pe fază. Minge ajunge la Kevin Sobot. Kevin Sobot trece de un fundaș. Pasează în afară terenului. Mai avem un minut din prelungiri. Ajunge la Kevin Sobot. Minge ajunge la Mihai Roman. Dar din păcate acesta a fost meciul. 3-4. Bun, Petrolul. Din păcate pierdem. Florin Purba este supărat, așa că nu o să meargă să dea interviul. Avem următorul meci cu Botoșani. Suntem pe locul 12, 4 meciuri, avem doar 3 puncte, doar din câștigul cu cei de la voluntari. Următorul episod va fi meciul cu Botoșani și încă un transfer nou, așa că fiți pe fază. Următorul episod va fi postat luni sau marțea viitoare, în weekend nu o să fiu acasă, așa că acest episod este aproape filmat. V-aș ruga să lăsați un like, un share, un subscribe, un coment acolo și eu am fost Andrei, v-am pupat.